Vedeți și voi, simțiți pe propria piele, a venit sezonul rece, iar în sezonul rece, costurile pe care le vom suporta din cauza majorării tarifelor la gaze naturale, agent termic și electricitate, vor fi de câteva ori mai mari față de ultimii ani. Astfel că mulți dintre moldoveni caută surse mai ieftine cu care să-și încălzească locuințele. Ce alternative folosesc, vedem în cele ce urmează. Din cauza tarifelor înalte la sursele obișnuite de încălzire a locuințelor, tot mai mulți moldoveni le înlocuiesc cu metode străvechi. Spre exemplu, locuitorii satului Todirești din raionul Anenii Noi recurg și la alternative de mutuitate, doar pentru a înfrunta frigul din case. Ciocălăi, chiar fac lumea și cu bieță de răsărit, a fost și o strâns de pe deal. Dar știți că eu chiar nu las și 10 ani urmă, eu tot am făcut tezec. Ținem vacă și chiar am făcut, și știți, chiar era bine cu dânsul. Trebuie că e mult șenușă și e cam colb când o scoți, dar era căldură bună de la dânsul. Eu, de pildă, cu 3 refugiați și cu saparti, cu lejancă, cum era odată, i-au făcut băieții lejancă și foarte bine. Așa facem focul cu rămășițuri. Din an ce-o mai rămas și-am mai tăiat din mobilă vechi, din scaune vechi. Trângem și noi de o leacă de lemn, unde sunt, și încălțăm. Nu avem odată, în săptămână două ori facem foc. Nu avem. Ați vă încălziți? Cu cine? Da, cu soții. Da. În timp ce todireștenii iau la îndemână mai multe soluții ca să se încălzească în sezonul rece, localnicii din Vatra dispun de mai puține opțiuni. Только газ. А у меня нет альтернативы. На третьем этаже только газом можно топиться. Для кари? Для меня тем подуре. Да, стежар, фраз. Ну, tot la un loc cumpărăm figuri de lemn de mașini mari, că e mai ieftin. Adică lumea zodească și la îndemână, pentru că scladometrii sunt foarte puțini, foarte puțin lemn. Lumea e nevoită să aștepte chiar mult timp. Alții sărași și stau și îngheață de frig încă. Иногда немножко печку протапливаем. Чем? У нас дровами, отходами, вот, деревья свои подпиливаем. А дрова очень дорого тоже. Газ дорого, все дорого. Сау камину, ПНО, фост, коннектат, лачентрал, делачентрал. Да, аша, да, мы централизатор. Мои денег у газа, да, кей скомп, ну что. Да, лемнили. Лемнили, тут скомпи, да. Dacă ceva, da, tot ce le-i scump, și lumina e scumpă, și lemnul e scump, și gazul scump, dacă ceva, trebuie să încălzești, noi stăm în frig. Cu lemne. De unde? Sată, din pădure. Le cumpăr și le tai și gata, le deschic și se usuce vara, ca și e uscate. Când asta e de usuc iarnă. Iarna e greu de uscat. Timpul se stric. Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, pentru cele mai multe familii din Moldova, mai exact circa 680.000, principalele resurse termice sunt lemnele și cărbunele. Altele 285.000 folosesc gazele naturale, iar aproximativ 165.000 sunt conectate la sisteme de încălzire centralizat.